Asociația Environ și Asociația Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor, în parteneriat cu autoritățile publice locale, îi invită pe români să participe la Curățenia Generală de Toamnă într-o nouă ediție România Reciclează. Sub sloganul Degeaba păstrezi deșeuri de echipamente electrice și electronice, reciclează și câștigi premii pe loc. Cetățenii sunt încurajați să predea spre reciclare aparatura electrică veche sau defectă și bateriile consumate. Cea de-a patra campanie de colectare a deșeurilor și echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor uzate din gospodăriile românilor se va desfășura în perioada 30 septembrie-30 noiembrie 2019 în mai multe localități din țară. Programul România Reciclează își propune să mărească nivelul de conștientizare al populației privind importanța colectării selective și să potențeze cantitatea de deșeuri trimise către reciclare. În prima etapă a campaniei sunt înscrise deja 65 de localități din toate județele țării. Astfel, marți 1 octombrie 2019, între orele 10 și 14, localnicii din localitatea Mănăstirea Județul Călăraș au putut preda echipamentele electrice și electronice vechi și acumulatorii portabili uzați spre reciclare în cadrul campaniei România Reciclează. Toți cei care au predat deșeuri electrice sau baterii uzate au fost premiați pe loc cu tichete cadou conform regulamentului.